Sunteți curioși să vedeți cum va fi anul 2024 pentru voi, dragi scorpioni? Să vedeți cu ce energii vă va fi mai ușor sau mai greu să lucrați în acest an 2024? Sunt astrologul Miița Ristea și vă prezint acum horoscopul anului 2024 pentru Zodia Scorpion. Vă reamintesc că acest horoscop este făcut ținând cont de ascendent, iar dacă nu vă cunoașteți ascendentul, vă puteți uita la zodia în care aveți soarele sau luna. Vă recomand în același timp să vă uitați și la horoscopul general al anului 2024, care este deja postat pe canalul meu de YouTube, Astrologul Miița Ristea. Și dacă vă place ce postez, să apăsați butonul like, subscribe, pentru a aprecia și disemina informația pe care o ofer. Și acum hai să vedem ce au scorpionii în raft pentru ei în acest an 2024. Dragi scorpioni, și voi aveți mari oportunități în acest an în sfera parteneriatelor. Este cea mai sensibilă, poate cea mai dificilă sferă, dar în același timp acest domeniu în care ne oglindim cu partenerii, acest domeniu în care putem să evoluăm foarte, foarte mult. Dacă sunteți singuri, ați putea întâlni pe cineva foarte spiritual, foarte interesant, foarte optimist, fiindcă această conjuncție Jupiter-Uranus are loc în Taur, în 21 aprilie, în zodia opusă vouă, în casa a șaptea, în domeniul parteneriatelor. Poate să fie o relație deosebită cu o persoană care este un mentor pentru voi, care este un terapeut, care vă ghidează în acest an și care poate să apară brusc așa în viața voastră. Este o descoperire așa care vine brusc, un element surpriză, ca un fulger care vă luminează calea. Dacă sunteți deja într-o relație, puteți descoperi noi valențe care vă vor ajuta să aveți o conexiune în iubire mult mai frumoasă și mult mai împlinită. Chiron face conjuncție cu nodul nord în berbec, în casa a șasea, și pot să apară unele probleme. Probleme legate de munca voastră, de rutina voastră, de starea de sănătate, pe care, bineînțeles, le veți prelua și le veți gestiona. La serviciu vreți să vă simțiți mai bine, să fiți apreciați, și dacă nu găsiți un climat adecvat care să vă mulțumească, care să vă facă să vă simțiți bine, puteți să alegeți schimbarea locului de muncă. Puteți să reevaluați rutina zilnică și puteți chiar să o schimbați pentru a se potrivi cu noul vostru stil de viață, cu autenticitatea voastră. Sunteți mult mai atenți la starea voastră de sănătate și la mesajele pe care corpul le transmite către voi. În această energie vă veți concentra pe noi abordări, pe noi rutine, pe noi proiecte de fitness, de alimentație, de nutriție. Pluto va tranzita zodia Vărsător în următorii 20 de ani prin casa voastră a patra. Este zona cea mai profundă din harta natală, locul unde se află rădăcinile voastre, locul unde se află bunăstarea voastră emoțională, locul unde voi vă simțiți în siguranță, vă simțiți protejați, vă simțiți acasă. Pluto este despre moarte și renaștere. Unii dintre voi poate se vor muta în acești următori 20 de ani. Unii dintre voi vor renova poate casa în care locuiesc, alții se vor reloca în altă locație sau poate vor investi în domeniul imobiliar. Pot să aibă loc și schimbări la nivel emoțional, transformări profunde poate în relația cu un părinte, reacție emoțională, repoziționarea față de relația cu membrii voștri de familie. Se pot reactiva fricile legate de siguranță, cum ar fi frica de a nu aparține, teama de a nu avea siguranță. Dar adevărul este că siguranța este în voi și numai voi sunteți cei care vă creați această stare. Saturn și Neptun în Pești tranzitează casa a cincea. Și este bine, fiindcă energia aceasta a peștilor este în armonie cu energia scorpionului și lucrurile se așează. Ceea ce înseamnă că vă structurați lucrurile care vă plac, puteți să
aplicați să descoperiți noi hobby-uri sau noi pasiuni. Puteți, poate, să fiți mai stricți cu copiii voștri, dar în același timp le veți acorda și spațiu să evolueze așa cum doresc ei. Se pot trasa granițe mai ferme în relațiile romantice, fiindcă este vorba de a avea limite sănătoase în iubire. Dar în același timp vă veți deschide față de partener, veți fi mult mai empatici. Marte, guvernatorul vostru nocturn, retrogradează în zodia Leu și veți întâmpina o serie de provocări legate de planurile voastre de carieră, o serie de amânări, reconfigurări de traseu care vă vor afecta foarte, foarte mult în această perioadă de final de an. Veți încheia anul într-o stare de agitație. Și mesajul cărții Oracol este foarte interesant pentru voi, dragi scorpioni: apreciază-ți talentele. Acum, corpul vostru, da, pe care l-ați ales să vă conducă în această călătorie, este construit, da, este făcut să aibă anumite predispoziții, să aibă anumite talente. Și noi venim aici, în această existență 3D, venim cu anumite talente, cu anumite daruri și este important să le descoperim. Acesta va fi foarte important pentru Scorpion, da, să cerceteze în acest an 2024 care sunt talentele, care sunt darurile lor și să fie creativ, să se folosească de aceste daruri pe care le-au primit. Și se poate, spre exemplu, să vă uitați la cineva și să-l admirați: oh, cât de talentat este, ce bine poate să facă lucrurile, ce norocos este că el poate să își folosească talentele. Chiar puteți să fiți invidioși, dar aceste daruri sunt date individual, deci fiecare din noi avem niște daruri. Fiecare din noi poate să își manifeste anumite talente. Este important numai să le descoperim, să le descoperim, să le folosim, să le exploatăm la maxim, da? Să le, și în același timp să le împărtășim cu ceilalți, astfel încât și ceilalți să se uite către noi și să spună: ia uite ce persoană dotată, ia uite ce persoană talentată. Deci apreciați-vă talentele pe care le aveți, descoperiți-vă talentele în acest an 2024 și puneți-le la treabă. Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Aristea, apăsați butonul like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul join alătură-te și veți fi mai aproape de mine și de oamenii minunați din această comunitate. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!